Nu poți ști totul despre o persoană până când nu trăiești puțin în pielea ei. Sau, în acest caz, în corpul ei. Astea da decorațiuni ca zice de Halloween. Sigur au și dulciuri bune. Oare e cineva acasă? Poate n-a fost o idee bună. Ne dați ori nu ne dați? Ne dați ori nu ne dați? Luați ăsta și valea de pe veranda mea. Un cadou uriaș? Dă-mi-l mie! Dă-mi-l mie! Hei, tipul ăsta dubios mi l-a dat mie! Ha! Prostule! Nu-mi place deloc Halloween-ul ăsta! Ce fericită sunt! Copii idioți și lacomi! Ar trebui să-i învăț o lecție! Vreți să vă comportați așa unul cu altul? Mai vedem noi! Ce pilă magică de duzină! Începând de dimineață, veți învăța să vă apreciați reciproc! Așa să fie pilă magică! Of, taci din gură! Nu vreau să mă trezesc încă! Hai că mai stau doar câteva minute! Bine, mă scol atunci! Ce obosit sunt în continuare! Ce-i asta? De ce am părul atât de lung? Părul ăsta nu e al meu! Ia stai așa! Am cumva... Ăștia clar nu stai mei! Ce profund am dormit azi noapte! Ar fi cazul să-mi încep ziua! Bună dimineața, micuțule! Îmi stă bine părul? Stai așa! Asta nu e fața mea! Cred că am un coșmar îngrozitor! Cum se poate întâmpla așa ceva? Dă-mi corpul înapoi! Vai de mine! Hei, trezește-te! Poate leșinul nu e o idee rea. Ce sunt firele astea aspre de pe bărbia mea? Folosesc mereu spuma asta pe picioare! Cineva o să aibă o față tare fină! Oare merge să folosesc clama mea obișnuită? Clar nu o folosesc pe a lui David! Ros să fie! Nu m-am ras niciodată pe față! Ah, ce-a durut! Curge deja sânge? Ce bine că am plasturi simpatici! Aoleu, și picioarele astea trebuie să fie rase! Și sunt băiatul cel mai potrivit să fac asta! O să arate mult mai bine! Nu știu cum stă David cu tot părul ăsta! Ce-mi faci la picioare? Pune jos lama, te rog! Da, bine! Cum scrii pe litere fotosinteză? Ia să vedem! Of, părul ăsta idiot! Ia stai așa! La asta e bun părul lung? Mi s-au prins șuvițele în coarde! Nu pot cânta rock așa! Ce gust ciudat are! Acum am chipsuri în păr! Ce grețos! Trebuie neapărat să-l prind cumva! Ar putea merge așa! Ca și cum aș lega un șiret! Așa! N-a rezistat deloc mult timp! M-am săturat! Trebuie să scap de părul ăsta! La tăiere cu voi! Și cine ar vrea un păr așa lung? A comandat cineva un breton? Deja îmi simt capul mai ușor! Cine ar fi zis că mă pricep atât de bine la asta? Arăți bine! Dumnezeule mare! Nu l-ai tăiat cu adevărat! Părul meu!
Știi cât de greu e să-ți lași părul să crească atât de lung? Sunt distrusă! Toată lumea face pipi, nu-i așa? Dar nu stăm toți în aceeași poziție. Vezi că stai cu fața în direcția greșită. Asta da experiență nouă. Dar vreau să stau jos. Unul dintre cele mai tari lucruri la o petrecere e faptul că te vezi cu prietenii tăi. Lily, ce manicură mortală ai! Cred că e timpul să ducem petrecerea asta la următorul nivel! Să-i dăm drumul! Vrei să dansezi? Vă arăt eu cum se dansează pe bune! Da, David își demonstrează propriile mișcări! Wow, uite cum se mișcă! Hai, David! Hai, David! Șoldurile lui au voință proprie! Șoldurile lui au voință proprie! Ce naiba face? Nici măcar nu știam că fundul meu poate face așa ceva! Așa, stăm aici, prietenește! Fai de mine! Nu cred! Ce s-a întâmplat? Jake vrea să ieșim la cină! Știi ce se întâmplă la cină? O să mă sărute! Fix așa! Trebuie să mergi în locul meu, te rog! Dar eu... Bine, merg! Ești cel mai bun prieten din lume! Frate! Nu! În niciun caz nu mă machez! Cu ce avem de-a face aici? Vai de mine, cum să folosesc toate astea? Nu m-am machiat niciodată până acum! Cât de greu poate fi? Te dai cu el ca și cum te-ai da cu o loțiune de față, nu? Nu-i așa de rău! Ia să trec la ochi! N-ar strica un strop de culoare! Ellie nu se dă cu destul machiaj! Nu încerc să-l sperii pe Jake! O să creadă că fac pe clovnul! Acum fă așa! E mult mai bine, nu? Stai pe loc o secundă! Arăți excelent! Dar ce facem cu hainele? Nu! Roșu nu te prinde prea bine. Și? Nu, e groaznic! Asta merge! Dar de ce te ții de fustă? Așa e mai bine? Să nu faci ceva ce eu n-aș face! Wow, ești foarte frumoasă! Stai așa puțin! Acum sunt gata să mănânc! O salată? Îți bați joc de mine? Hei, domnișoară! Vreau un sandwich! Un sandwich? Un sandwich! Da, clar vreau un sandwich! Ai o scobitoare? Mă bucur că ne vedem în sfârșit! Mâinile tale sunt așa de... Ce faci? Da, așa mai vii de acasă! Mi-e atât de foame că aș putea mânca un cal întreg! Ce bun e muștarul ăsta picant! E bun! Ups! Ți-e foame și ție? Ellie! Care-i problema tipului ăsta? Și ăsta la ce se uită? Sunt cumva o bucată de carne și atât? Haide! Mori, robotule, mori! O să câștig, sunt sigur! Ce aproape sunt! Scuză-mă, doar șterg puțin praful! Chiar trebuie să faci asta acum! Serios! Am ratat ultima împușcătură! Am jucat 4 ore degeaba!
Eli, te simți bine? E doar un joc. Nu! M-am gândit și vreau să-ți cer scuze pentru tot. Asta e pentru tine. E în regulă. Hai, știu că o să-ți placă. Bine, dacă insiști. Mersi mult. Oare ce e înăuntru? Și nici măcar nu e ziua mea. Nimic nu se compară cu un cadou de la un prieten, nu-i așa? Ce crezi? Copiii ăștia și-au învățat lecția? Cadoul ăsta îi va împăca. Aaa, sunt așa simpatici încât îmi vine să vomit. Se pare că și-au recâștigat propriile corpuri. Desfă vraja și fă schimb între ei. Ce obosit mă simt deodată. Hai să ne odihnim puțin ochii. Wow, ce odihnită mă simt! Ciocolată? Stai așa! Astea sunt mâinile mele! Ce s-a întâmplat? Ne-am recăpătat corpurile? Ce tare! Hai să mai facem asta odată! Iuhu! 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 Crezi că ai putea rezista o zi întreagă în pielea celei mai bune prietene? Ce ai face prima dată? Ai mai vrea să faci schimbul înapoi? Ai urmărit deja aceste clipuri? Abonează-te la pagina de YouTube 1, 2, 3, Go Boys pentru a nu ne rata clipurile!